Proiectul Silk District aduce pe piața rezidențială din Iași conceptul Mixed Use. Fosta platformă industrială Tomiris se va transforma într-un complex modern care va oferi locatarilor funcțiuni de care au nevoie zilnic. Spații de retail și servicii, parcuri, zone de agrement și de relaxare, o clinică medicală, o grădiniță, spații pentru conferințe, expoziții, spectacole. Toate elementele complexului Silk District sunt proiectate de la bun început împreună. Pentru Prime Capital, excelența în execuție înseamnă funcționalitate și calitate. Experiența dovedită de proiectele anterioare arată cât de importante sunt aceste două elemente. Dacă ne referim la partea rezidențială a complexului, compartimentarea și designul celor 2500 de apartamente au în vedere din start cum vor folosi locatarii acest spațiu zi de zi. Fiecare încăpere a apartamentelor din Silk District este gândită pentru funcționalități specifice. Detaliile pe care le avem în vedere adresează următoarele nevoi. E important să ai un dormitor bine luminat, în care să poți trece pe lângă pat fără să te lovești. E important în ce direcție se deschid ușile și unde sunt situate întrerupătoarele, ca să ai acces ușor la ele. Un alt exemplu, în bucătărie cu siguranță vor fi necesare mai multe prize poziționate diferit decât în dormitor, la înălțimea potrivită. Sunt lucruri mici, dar importante pentru viața de zi cu zi, la care poate că nu te gândești când cumperi un apartament, dar pe care le descoperi după ce te muți. Atunci când te lovești în fiecare dimineață de pat, nu poți găsi întrerupătoarele, nu ai suficiente prize în bucătărie, auzi tot ce fac vecinii pentru că izolația fonică nu e de calitate. Din aceste motive, pentru echipa noastră, arta designului începe cu funcționalitatea. Adăugăm materiale de construcție de cea mai bună calitate și precizie în execuție, pentru ca în final să vorbim despre excelență, arată Maggie Kitzhoff, director executiv rezidențial în Office Prime Capital, personal care va răspunde de mentenanța clădirii și problemele asociațiilor de proprietari. Prime Capital este singurul dezvoltator din România care asigură 5 ani de mentenanță după darea în folosință a clădirilor. Vom gestiona apartamentele pentru o perioadă de 5 ani pentru a asigura confortul locatarilor. Vom înființa asociația de proprietari și vom fi acolo pentru a răspunde prompt la problemele lor. Oricine va locui în Silk District ne va găsi ușor, pe e-mail sau la birouri, pentru a rezolva orice problemă. Cererea va fi introdusă în sistem, iar locatarul poate urmări online în timp real soluționarea problemei, a adăugat Maggie Kitzhoff. Componenta de rezidențial a proiectului Silk District va include 2500 de locuințe, de la studiouri la apartamente de 4 camere, cu mai multe opțiuni de finisaje. Numărul de etaje va fi diferit pentru a asigura un design armonios și o încadrare în contextul general al orașului, iar clădirile vor avea facilități pentru persoanele cu dizabilități și pentru părinții cu cărucioare de copii. Unul dintre punctele de diferențiere importante ale Silk District față de alte proiecte este investiția majoră în infrastructura sustenabilă de suprafață și de subsol. 14 terenuri de fotbal, de parcări, majoritatea subterane, pentru întregul proiect vor reprezenta o rețea excelentă cu puncte de acces frecvente în complex. Se va crea astfel un mediu prietenos cu pietonii, un mediu lipsit de aglomerație și de mașini. Prime Capital se concentrează pe proiecte durabile și prin Silk District a devenit pionier în România, atât pentru dezvoltarea și implementarea acestui concept de cartier modern, cât și prin faptul că imobilele din cadrul complexului vor deține certificările BREEAM Excellent. Certificarea BREEAM reprezintă un standard recunoscut internațional pentru proiectarea durabilă și pentru evaluarea performanței ecologice a unei clădiri, a mai punctat Maggie Kitzhoff.